Conform tratatului de aderare la UE, România s-a angajat ca la 1 ianuarie 2014 să liberalizeze piața funciară, astfel încât cetățenii străini, persoane fizice din comunitatea europeană, să poată cumpăra fără restricții terenuri agricole. Însă parcelele de teren sunt foarte mici în județul Mureș, iar din această cauză tranzacțiile se încheie foarte greu în acest domeniu. Cel mai multe tranzacții s-au făcut în perioada 2007-2009. Prețurile sunt cuprinse între 3.000 și 3.500 de euro. În acest județ, suprafețele sunt de regulă foarte mici. Nu sunt parcele de zeci de hectare sau sute de hectare, cum sunt în Banat, să zicem, sau în Bărăgan. Deci, posibilitatea de a vinde terenuri agricole este destul de dificilă. Trebuie să vorbești cu foarte mulți proprietari, mulți dintre ei au decedat, mulți sunt plecați în străinătate. Este o muncă cumplită. Ceva mai bine se stă la capitolul piața imobiliară, unde se va înregistra o ușoară creștere a prețurilor la apartamentele cu o cameră și două camere. Preferințele clienților sunt ca și în anii trecuți. Cei care vor să-și cumpere o locuință preferă apartamentele situate la etaje intermediare, cu termopane, centrală și cu blocul izolat termic. Un apartament cu o cameră la etaj intermediar în cartierele cunoscute precum Tudor și Dâmbul Pietros se vinde cu prețuri cuprinse între 20.000 de euro și 23.000 de euro, iar un apartament cu două camere între 30.000 de euro și 37.000 de euro. Pe piața imobiliară pot să vă spun că am trecut de groapa marianelor, cum se spune, de valorile minimale. Deja se simte din ce în ce mai mult o tendință de creștere. Să nu ne imaginăm că este o creștere bruscă și mare, o creștere moderată. Ca și anii trecuți, apartamentele cu două camere sunt cele mai căutate.